We all live in America. Pentru că noul Volvo S60 este made by Sweden, cu bani de la chinezi, în noua fabrică din Statele Unite ale Americii. Primul Volvo fabricat pe tărâm american. A treia generație și pun pariu că nu știați că prima generație de S60, 1, a înlocuit S70, știați că a existat S70, și 2, că a doborât mai multe recorduri de viteză. Adică a avut o viteză medie pe 24 de ore de 135 de mile pe oră, undeva la 220 de km pe oră. Căutați pe net recordul primului S60. Aici avem un Volvo corect, să zicem, echipat binișor, dar cu motorizarea de bază, benzină, mild hybrid și probabil una dintre cele mai frumoase modele de clasă medie premium pe care le poți cumpăra. Hai să vedem la 2 grade ce știe să facă. Noul Volvo S60, că tot îmi vine să zic V60, că tot l-am avut la test, pleacă de la 40.000 de euro cu TVA în România. Versiunea pe care noi avem aici, adică Momentum Pro cu ceva dotări pe ea, inclusiv piele, este 47.000 de euro cu TVA inclus. Dar nu uitați că Volvo vă oferă anumite reduceri și dacă o alegeți prin AutoVantage, dacă o cumpărați prin AutoVantage, e posibil să mai primiți și alte beneficii. Că prin noi, prin AutoVantage, negociem în numele tău. În schimbul unei sume de 49 de lei, negociem în numele tău și tu îți poți cumpăra mașina prin noi. Mai mult, primești și un card de carburant Fill & Go de la Rompetrol în valoare de 150 de lei și, neapărat, a venit iarna, vă trebuie carburant de calitate care să vă protejeze motorul și să-i prelungească durata de viață, Rompetrol FXS 98. Așa cum am zis și în clipul cu V60, cele două modele S60 și V60 sunt înrudite, însă Volvo le clasifică drept două modele diferite, chiar dacă ele sunt aproape identice. Nici măcar nu sunt făcute în același loc, în aceleași fabrici, dar împart platforma SPA cu motor transversal și tracțiune față la bază cu posibilitate de electrificare. Este o platformă pe care Volvo a dezvoltat-o după ce a fost vândută de către Ford. Cu banii aceia au realizat această platformă pe care se face și S90, V90, XC90, XC60, tot ce înseamnă mașină mare de la Volvo. Așa cum am zis și în clipul cu V60, aceasta este una dintre cele mai frumoase părți frontale pe care o veți găsi vreodată pe o mașină de clasă medie. Punct. Neapărat ce trebuie să spunem, farurile LED ciocanului Thor. Există versiuni cu și fără cornering și luminile de ceață sunt și ele tot așa full LED. Aceasta fiind o versiune Momentum, are grila din plastic negru simplu, dar n-arată deloc rău. Camera e ascunsă aici în sigla Volvo și botul mașinii este destul de jos, așa, mai jos decât la seria 3. Știu că mulți dintre voi preferați jantele mari, mie îmi plac jantele mici, 17-15 pe versiunile Momentum și Momentum Pro, poți tu să-ți alegi jante mai mari dacă într-adevăr îți dorești. Oglinzile, la fel ca la V90, foarte mari, montate pe ușă și foarte aproape de șofer, chiar sunt apropiate de tine când te uiți în ele, ți-a ceva timp să te obișnuiești. Să vedem cum se aude. Se aude o mașină făcută în America, în țara lui Trump. Chiar sunt curios și vreau să vă arăt bușonul, dar e pe partea cealaltă. Mă rog, suspensie double link pe față, multilink pe spate, nu o să ai probleme de acest gen și o dimensiune identică cu a Volvo-ului V60, adică 4,761 m pe ambele versiuni. Interesant că au păstrat dimensiunea la milimetru. Apropo, frumusețea este dată de proporții și Volvo V60 are una dintre cele mai frumoase proporții pe care le-am văzut vreodată, adică dimensiunea portbagajului în raport cu capota, dimensiunea suprafeței vitrate, plafonul coborât, este efectiv un sedan în 3 volume, neașteptat de arătos. Dacă dai la o parte steagul
Suediei găsești bușonul, care este subțirel, ceea ce înseamnă că nu poți pune motorină, pentru că avem o versiune pe benzină cu o concentrație de etanol maximă de 10%. Așa că dacă vă duceți cu mașina asta în Suedia și găsiți pompe de E85, nu băgați E85. Și vă mai spun o chestie interesantă despre E85. Are doar 85% etanol, ca să nu vină alcoolicii și să bea etanol. Bun, așa, inscripția Volvo S60 B3, vorbim imediat ce înseamnă B3, și guri de evacuare reale, dar care au terminații false, măcar sunt metalice și nu sunt din plastic. Apropo, și stopurile care au aceste elemente tridimensionale în carcasa lor arată foarte bine, cred. Ajungem la portbagaj, unde nu găsim cel mai mare portbagaj din clasă, doar 436 de litri. El este adânc, dar nu foarte înalt, cu diferite spații de depozitare prin stânga și prin dreapta, o priză de 12 volți și încă o chestie, stai să vă arăt. Când îl deschizi, se deschide foarte frumos, chiar dacă nu este electric, foarte ușor, foarte smooth, ceva similar avea și BMW pe seria 3 la un moment dat. Avem și roată de rezervă și interesant este că Volvo îți montează o roată de rezervă de dimensiuni, e prea greu, cum pot să ridic, îți montează o roată de rezervă de dimensiuni identice, chiar dacă este mică, cu jantele care vin pe mașină. Adică dacă ții jante pe 19, primești roată de rezervă temporară de 19 și arată chiar haios. Dacă vrei să rabatezi bancheta, ai aici două butoane și pe oricare ai apăsa, hai să apăsăm pe dreapta, cad ambele tetiere, însă doar scaunul sau bancheta pe partea care ai deblocat-o tu se deblochează. După aia pui tetiera la loc și trebuie să vedem încă o dată. Avem și o podea plană de încărcare, deci poți să mărești volumul portbagajului. Nu o să mă satur niciodată de tetierele acestea de la Volvo care cad. Și acum hai să închidem portbagajul. Gata. Odată cu platforma SPA au fost introduse și motorizările VEA, Volvo Engine Architecture, au fost dezvoltate în paralel. Diesel sau benzină au aceeași cilindree. Pe versiunile pe benzină, cel puțin, adică pe acestea noi, avem injecție directă de benzină, avem supraalimentare cu o turbină, avem arbor de echilibrare, o pompă de apă electrică, electronică, cum vreți să-i spuneți, și avem și sistem mild hybrid pe toate versiunile. De aceea se numește mașina B3, este versiunea de bază, motorizarea de bază B3, care înainte s-ar fi numit T3. Acum tot ce e mild hybrid, fie că e benzină, fie că e diesel, are B în denumire. Așa că avem 2 litri, 163 de cai putere pe la 4800 de rotații pe minut, avem un cuplu de 265 de Nm pe o plajă de, nu știu, 1900, 3000 și un pic, 3500 de rotații pe minut, plus avem un BISG, adică un Belt Integrated Starter Generator, adică în locul alternatorului avem acest starter generator care îl face mild hybrid. 14 cai putere, 40 Nm, doar în sarcină te ajută acest motoraș, în schimb el recuperează energia, ajută motorul, după cum am spus, în sarcini, o depozitează energia în bateria de 0,25 kW și alimentează anumiți consumatori și astfel mașina reușește să consume ceva mai puțin. Bun, am zis de putere, mașina este într-adevăr destul de greuță, 1663 de kg la gol și accelerează de la 0 la 100 în 9 secunde cu această transmisie singura disponibilă, de altfel iSyn-ul cu 8 trepte, care este prima cutie de viteze automată cu 8 trepte cu convertizor de cuplu pentru motoarele amplasate transversal, pe care o cutie care este folosită de foarte, foarte mulți producători. Deci 9 secunde până la 100, 180 de km viteză maximă. Consumul mediu al mașinii de când există este de 9,1 litri la 100 de km, ceea ce nu e rău pentru o mașină de acest gabarit cu motorizare pe benzină. Însă, viteza maximă de la toate Volvo-urile noi este limitată la 180 de km pe oră, pentru că Volvo dorește ca până în 2025 nimeni să nu mai moară în mașinile Volvo. Și s-au gândit ei că dacă limitează viteza maximă la 180 de km pe oră, ai șanse să nu mori. De la 181 încolo există șanse de răni fatale, Doamne ferește. În schimb, la 180 de km la oră, cât e viteza maximă a mașinii, ai puțin peste 3000 de rotații pe minut în treapta 8-a, pentru că cutia este atașată foarte, foarte lung, ceea ce îi permite la viteze de autostradă să aibă un consum decent, mai mult decât decent, la 2000 și un pic de rotații pe minut. Mai mult, coeficientul aerodinamic al mașinii de 0,27 este mai bun decât cel de la V60, ceea ce ajută și mai mult consumul. Și acum a venit momentul să închid capota cu două amortizoare și antifonare și nu pot, pentru că uitați cât se deschide. Dar
E bine de știut că atunci când vrei să o deschizi, ea stă până la un punct, ea stă. Și dacă vrei tu să o împingi mai încolo, atunci se ridică. Asemenea lui V60, că tot îmi vine să zic V90, S60 are aceeași gardă la sol de 14,7 cm, care nu este foarte mare, dar na, e o berlină, nu este un SUV. Dacă vreți ceva mai mult, vă luați V60 Cross Country. Discurile de frână 320 mm pe față, 302 pe spate. Cu cât avansezi în motorizare, cu atât primești discuri de frână ceva mai mari. Direcția este electrică, diametrul de bracaj este de 11 metri și, evident, mașina a primit 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP. Însă, nu a fost testat S60, a fost testat V60, însă ratingul de 5 stele se aplică tuturor seriilor de șasiu de S60. Nu a fost testată la testul Elanului. Garanția este de 2 ani și intervalul de service 30.000 de kilometri. Dacă ați văzut clipul nostru cu V60, vă recomand să-l vedeți. Aveți acolo poate mai multe detalii decât găsim astăzi aici. Însă, hai să începem. Chiar și pe versiunea oarecum de bază, avem materiale de calitate, inclusiv plastice moi la baza fețelor de uși. Aici avem capitonaj, doar aici mai avem niște plastic ceva mai tare, dar tot așa se simte de calitate. Și un lucru interesant, aici avem plastic. La V60 am avut lemn și poți avea mai multe tipuri de ornamente. Scaunele sunt la fel de confortabile precum cele de pe V60, însă ai reglaj electric doar pentru înălțime și pentru reglajul lombar. În schimb, totul se reglează manual de aici, dar îți găsești destul de ușor poziția și spătarul este cu rotița. Interesant. Volanul, în schimb, este același, subțire, cu decupaje, nu avem padele și cu comenzi bine amplasate și care îți oferă un click satisfăcător. Spațiile de depozitare sunt și ele bune, buzunare mari, mai aici un buzunar, aici v-am arătat spațiul, una, două, trei suporturi de pahare și o priză de 12V, o cotieră destul de încăpătoare care găzduiește două prize USB, una pentru conectare la Apple CarPlay sau Android Auto și avem torpedoul iluminat, capitonat, amortizat cu manualul utilizatorului foarte drăguț făcut. Mai primești și o cârpă și ceva soluții pentru protecția tapiseriei din piele opțională pe această mașină. Mai poți avea o tapiserie din amestec de lână sau una din material full textil. Și mai primești și o lavetă ca să cureți ecranul sistemului de infotainment. Și ca să-l cureți, ți-a apăsat pe butonul de home 2 secunde și el se oprește și nu mai răspunde la nicio comandă până nu apeși din nou butonul de home, ceea ce este foarte, foarte drăguț. Din punct de vedere al ergonomiei, nu avem nimic deosebit. Comenzile pentru geamuri și oglinzi, încuiere și descuiere mașină și dacă vreți să rabatați oglinzile atunci când sunteți în mașină, trebuie doar să apăsați pe ambele oglinzi. Ei bine, dacă vreți să treceți mașina în marș arier, apăsați pe butonul oglinzii din dreapta și ea va coborî ca să vedeți mai bine bordurile, ca să nu loviți mașina. Și trebuie menționat că avem și cameră 360 de grade, însă portbagajul este deschis. Dacă este portbagajul deschis, atunci camera se stinge. Și asta se întâmplă la mai multe mașini, nu doar la Volvo. Continuăm aici cu câteva scurtături pentru media și dezaburire, butonul de avarii, senzorul de temperatură și aici este butonul care nu face nimic, se numește buton de simetrie, pentru că suedezii au ținut la simetrie și tot bordul este oarecum înclinat către șofer. Hai să vă arătăm și noul selector al transmisiei. La Volvo V60 aveam opțiunea de cristal Air Force, aici nu avem, însă el se manevrează la fel. Dacă vrei să o pui în drive din park, întâi o treci în neutru, după aia în drive, după aia pe modul manual și dacă vrei să schimbi treptele pe manual, în stânga și în dreapta. Apoi, neutru, marș arier. Deci trebuie să dai de două ori de fiecare dată când vrei să ajungi într-o anumită treaptă. Butonul de pornire și oprire motor, așa-l pornești, așa-l oprești. Modurile de rulare, eco, confort, individual și dynamic. Aici nu avem șasiul Sport 4C, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie mașina ceva mai confortabilă și nu avem nici jantele mari. Și abia aștept să vă
spun cum este la proba de condus, pentru că deși mașina V60 era puțin rigidă, tot era confortabilă. Aici mă aștept să fie confort și mai bun. Frâna de parcare și auto hold-ul, foarte util la o transmisie automată. Continuăm cu tabloul de bord, același pe care l-ați văzut la V60, complet digital, 12,3 inch, cu multiple reglaje și aici avem computerul de bord, umbli ușor la el, ai foarte, foarte multe informații, media, telefon sau navigație. Și după cum vedeți, aveți între ceasurile de bord la un mod de vizualizare și navigația între ceasurile de bord. Mai mult ai și încărcarea bateriei Mild Hybrid, care deși nu este mare, ea stă în mare parte încărcată. Fiecare producător are modul său de gestionare a bateriei. Bun, și acum încheiem cu sistemul de infotainment pe care l-ați văzut la Volvo V60, la XC60, la V90 Cross Country și toate Volvo-urile pe care le-am. De fapt nu, la XC60 era modelul nou de infotainment, așa că nu intrăm foarte mult în detalii. Așa ai meniul principal, pe acest buton ajungi la meniul principal, aici mai ai notificări, în stânga ai scurtături și dacă vrei să-ți muți scurtăturile, le muți foarte frumos așa. Sisteme de asistență, tot în general sisteme de asistență, camere și alte funcții rapide ai aici. Dacă vrei să rabatezi tetierele, să faci o farsă, faci așa și cad tetierele. Iar în dreapta mai ai alte funcții ale mașinii, media, mesaje, performanță, șofer cu consum și alte asemenea aplicații. Vreme, tuning, send and record, poți să trimiți e-mail-uri vocale dacă vrei așa. Căutare pe Google, Wikipedia, tot felul de astfel de găsenițe, Apple CarPlay și Android Auto. Și mai vreau să mai spun o chestie, după cum vedeți, ia să vă arăt, răspunde foarte, 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 foarte rapid acest ecran. Asta pentru că el nu este capacitiv cum este un ecran de telefon, nu. Ai aici niște senzori cu infraroșii care îți prind mâna și atunci când îi simte că te vei apropia și vei apăsa pe buton, pac, pac, din acest motiv răspunde instant. Și am ajuns și în spate, avem aceeași banchetă confortabilă de la V60, spațiul este identic sau aproape identic, nu știu cum este compartimentat aici în spate la portbagaj, dar pentru mine spațiul pare la fel precum în V60, pentru că au același ampatament. Spațiu foarte bun, scaunul este dat aproape la maximum în spate, pentru că Dan conduce cu el foarte dat în spate. La cap ai suficient loc, să zicem că dacă ai peste 1,85 vei atinge cu capul aici, în rest... Îmi place că avem o banchetă profilată, materiale bune și în spate, chiar și aici, buzunarul este capitonat, foarte bune materialele. Și da, avem grilele standard, nu avem sistemul de sonorizare, nici Harman Kardon care e 700 de euro, nici Bowers & Wilkins care este 3500 de euro. Îmi place că avem sigla Suediei pe tapiseria din piele, de asta ați văzut și la V60. Ce mai avem aici? Două prize USB-C, în față avem USB-A, în spate USB-C, banchetă încălzită dacă ai această opțiune, guri de ventilație avem aici pe lateral, pe stâlp și dacă dai în jos îl închizi că scrie off pe ele, avem două cârlige pentru hăinuțe, mânere ca să te ții de ele, încă un spațiu de depozitare aici cauciucat foarte bun, încă un spațiu aici cauciucat și cotiera, cotiera care are un spațiu de depozitare, două spații de depozitare, și două suporturi de pahare, are și ski hatch, dar ski hatch-ul se deschide doar din spate sau doar dacă rabatezi bancheta și îl deschizi de aici. Ei, dacă nu te interesează, atunci nu te interesează. Bun. Avem ISOFIX-uri cu căpăcele pe care nu le poți pierde și dacă vrei să stai aici în mijloc, bancheta te jenează puțin, șezutul este confortabil și tunelul acesta median este... Nu este foarte lat, dar este destul de înalt. Poți sta aici la drumuri scurte spre medii. Iată-ne la drum S60 pe modul eco. Și motorul, deși e silențios atunci când stai pe loc, când îl turezi un pic, se aude un pic în mașină, se aude un pic ca diesel, deși este încălzit. Se aude foarte, foarte similar cu dieselul pe care l-am avut pe V60, dar nu e, n-ar trebui să fie, că dacă accelerezi, se schimbă situația. Doar așa, la turație aproape de
ralanti se întâmplă acest lucru. Îmi place ambianța. Îmi place poziția la volan, scaunele confortabile, îmi place cum este volanul. Îmi plac oglinzile mari, m-am obișnuit foarte mult cu V60. Au păstrat aceeași oglindă mare de la V60, dar acum parcă vezi mai bine luneta. Are alt grad de zoom în oglindă. Simți că ai luneta foarte aproape de tine și vezi absolut toată luneta, pentru că nu mai ai al treilea geam de frână, al treilea geam lateral. Nu mai trebuie să mai vezi în lateralul mașinii, cum vedeai la V60, așa că au dat zoom pe oglindă și poți să vezi luneta toată. Foarte tare, din punctul ăsta de vedere, bravo lor. Și din nou, același răspuns bun la pedală pe care îl găsești pe versiunile mild hybrid. Aceeași senzație de accelerație fără efort, cel puțin la viteze mici. Ia să vedem și cum amortizează. Am spus că mașina ar trebui să fie mai confortabilă decât este, decât V60. Este. Jantele mici, anvelopele de iarnă și șasiul standard, nu cel dinamic sportiv, ajută. Ei bine, asta este mașina pe care eu mi-aș cumpăra-o din gama Volvo fix, așa, configurația aceasta. Motorizarea de bază cu 163 de cai putere, suspensia standard, jantele de 17 inci. Și amortizarea este destul de silențioasă. Dacă vrei să accelerezi un pic mai tare, mașina îți dă resurse, dar pe modul eco, parcă nu ar vrea să consume atât de mult. Și îmi place că atunci când ai piciorul pe frână, îți apare în bord acolo că se încarcă bateria sistemului electric de 48V. Dar, hai să facem altceva. Să trecem pe Dynamic, să vedem cum se simte mașina când pleci de pe loc tare cu ea. Drum liber în față, 90 de km pe oră viteză limită. Și într-adevăr, motorul devine zgomotos, dar n-ai la ce să te aștepți. Merge bine, într-adevăr. Acum cu anvelopele de iarnă și fiind tracțiune față și fiind rece pe jos, tinde să piardă un pic aderența pe puntea față, dar asta este normal. În schimb, vreau altceva. Să trecem pe modul confort, modul pe care va fi utilizată mașina asta cel mai mult, și să vedem cum răspunde. Și, într-adevăr, răspunde bine. Parcă accelerează mai repede de 9 secunde până la 100 de km pe oră. Și, într-adevăr, se simte forțoasă. Nu știu ce au făcut cei de la Volvo, dar cu calibrarea, dar toate mașinile lor se simt bine și au un răspuns bun la pedală. Ceea ce privește dinamica, din ce am observat eu cu mașina aceasta, fiind mai confortabilă decât V60-ul acela pe care l-am avut noi, are un pic mai mult ruliu, nu mai este la fel de directă la intrarea în viraje, nu e mare diferență, dar eu care am condus V90-ul foarte mult timp, V60-ul foarte mult timp, pot să-mi dau seama. Este ceva mai liniștită mașina. Un pic mai mult ruliu, dar la fel de sigură în comenzi. Asistarea direcției la fel de bună, feedback-ul în el la fel, precum la V60, adică nu foarte mult, dar asta este o caracteristică a direcțiilor electrice din ziua de astăzi. Aș crede că la drum lung e mai plăcută V60-ul confortabil decât cealaltă mașină, break-ul. Sincer să fiu, în afară de un plus de cuplu pe care ți-l oferă dieselul, nu există mari diferențe între cum se conduc cele două. Chiar deloc. Pedala de frână este constantă, consistentă, cât îi dai, atâta frânează. E și ea bine calibrată. La unele mașini fie frânezi și nu se întâmplă nimic, fie frânezi puțin și frânezi prea mult, cum se întâmplă la modelele franțuzești. În schimb, aici dozarea pedalei de frână e foarte bună. Mașina e bine antifonată pe partea de zgomot de rulare, în ciuda anvelopelor de iarnă. De adevăr, doar motorul se mai aude din când în când. Nu foarte des,
doar așa, din când în când. Dar trebuie să recunosc, chiar dacă nu am masaj, cum aveam la V60, scaunele sunt de un confort suprem aproape, încălzite, volanul încălzit, îmi dă o stare de bine mașina asta și gândiți-vă că e motorizarea, e modelul de bază. Acum dacă vrei să o cumperi pe aceasta, cu avantajul client și cu reducerea pe care ți-o mai oferă, Volvo o poți lua sub 40.000 în condițiile în care ea e 47. Adică e pe la 38.000. La preț de Passat, bine dotat. Și nu se compară. Într-adevăr, nu are cel mai mare portbagaj, dar uite, pe modul normal, pe confort, a simțit că suntem în urcare și mi-a retrogradat o treaptă, deși pedala de accelerație a rămas în același punct. De la 90 de km pe oră, liniște. Drăguț. Îmi place. Este mașina gândită pentru confort. Pe viraje imediat mi-am dat seama că este ceva mai moale și are un pic mai mult ruliu. Dar asta nu înseamnă că nu este plăcută la condus. Ba din contră. Și schimbătorul de viteze clasic, îmbrăcat în piele, nu se simte la fel de bine precum cel din cristal Orpheus. Uite un Saab. Ultimul 9.5 fabricat. Foarte tare. Ultimul Saab fabricat. Nu se simte la fel de bine, dar m-am obișnuit cu el. Nu mă deranjează. Comenzile oricum le știu. E ok. Într-adevăr, nu prea vrei să mergi pe manual, stânga-dreapta, stânga-dreapta, dar na. Nu cred că cine și-a Volvo o să meargă prea mult pe manual. Poate doar în urcare, coborâre, frâne de motor. Cred că pentru asta a fost făcută. Bun, și acesta a fost episodul nostru de astăzi cu Volvo V60. Am făcut outro la proba de condus, ca să mai stau și eu la căldură, sincer să fiu. Sper că v-a plăcut episodul. În completarea acestui episod aveți V60-ul, care este în principiu aceeași mașină. Acolo aveți și motorizare diesel. Și ca de obicei, nu uitați că noi suntem AutoVantage. Vă așteptăm să vă cumpărați viitoarea ta mașină nouă și primiți și un card de carburant Fill & Go de la Rompetrol, valoare de 150 de lei. Ne ajută foarte mult un like, un share, un subscribe. Fără voi, nimic din asta nu ar fi posibil. Eu am fost Luci. Vă mulțumesc pentru atenție, vă pup, Dan la cameră și cu învățăcelul Vlad, Nicolas la butoane. Păi deci m-aș duce până în Suedia cu mașina asta. M-aș duce până în Suedia cu ea. Ce confortabilă e. Da. Îți oferă o stare de bine. V-am pupat.